A fost odată tare de mult un tânăr sărac pe nume Alibaba. Într-o zi se nimeri în fața unei peșteri a cărei intrare era astupată cu o stâncă uriașă, iar la locul cu pricina se mai găsea și o șleaptă de 40 de hoți. De acolo de unde se ascunsese, Alibaba o auzi pe căpetenia hoților răgnind. Sesam, deschide-te!" Stânca din gura peșterii se rostogoli într-o parte, iar tâlharii intrară unul câte unul în adâncul muntelui, cărând o mulțime de saci cu aur și sipete cu pietre prețioase. La plecare, căpetenia hoților răgni din nou. Sesam, închide-te!" Iar stânca uriașă se așeză la loc în gura peșterii. Cum plecară hoții, Alibaba strigă și el. Sesam, deschide-te!" Înăuntru dădu peste o mulțime de comori, dar nu luă decât un sac cu galbeni. Cum erau mulți și greu de numărat, împrumută o baniță de la Casim, fratele său mai bogat, cu gând să cântărească aurul. Curios, Casim unse însă banița cu miere, iar când Alibaba i-o aduse înapoi, găsi prins pe fundul ei un galben. Așa că nu se lăsă până când Alibaba nu-i spuse de unde avea bănetul. Și cum cum era... Ca se grăbi să ajungă la peșterea comorilor, dar când se iasă din peșteră, uită vorbele potrivite. Așa îl aflară și hoții când se întoarseră, închis în peșteră, și nici una, nici două îl tăiară în bucăți. După o vreme, Alibaba aduse acasă bucățile din trupul fratelui său și plăti un cizmar să le coasă la oaltă pentru a-l pregăti de înmormântare numai că hoții se arătară foarte supărați atunci când aflară și îl plătiră pe cizmar pentru a le arăta casa lui Alibaba, pe ușa căruia făcură un semn cu creta. Morgiana, slujnica pe care își o luase Alibaba, văzu semnul de pe ușă și se apucă să însemneze la fel toate celelalte uși din oraș când veni să se răzbune la vederea acelor semne, căpetenia hoților se pomeni în mare încurcătură și nu mai știu care era casa cu pricina. A doua zi trecu iarăși pe la cizmar, care se lăsă momit cu o pungă plină cu galbeni și îi făcu cunoștință cu Alibaba. Căpetenia hoților se dădu drept un negustor de ulei și îi cără acasă mai multe vase mari atât că în fiecare vas în loc de ulei se afla câte unul dintre cei 39 și nouă de hoți. Tot isteața slujnică morgiana a fost cea care i-a dat de cap și șretlicului, căci având nevoie de ulei pentru gătit și deschizând unul dintre vase, auzi o voce întrebând, Gata, e timpul?" Nu, nu," încă răspunse fata, prefăcându-și glasul cât să semene cu cel al căpetenii hoților. Morgiana înțelesese că pe stăpânul ei îl păștea o mare primejdie, drept care a pus să fiarbă niște ulei pe care îl vărsă apoi în fiecare vas, omorându-i unul câte unul pe hoți. În acest timp, Ali Baba stătea la masă cu căpetenia hoților. După obiceiul acelor vremuri, Morgiana se oferi să danseze în fața oaspetelui. Apropiindu-se de căpetenia hoților în timp ce dansa, Fata scoase cuțitul ascuns în cutele șalvarilor și îl împlântă în inima tâlharului. Apoi Morgiana îl duse pe stăpânul ei la vasele cu ulei și arătă hoții care se ascunseseră în ele. Abia atunci, Ali Baba a înțeles că fata cea frumoasă și isteață îi scăpase pe amândoi de la moarte.